29 aprilie 2012, aproximativ la ora 21:40, în unitatea de gardă a Comisariatului de Poliție sectorului Ciocana, a parvenit informația referitor la faptul incendierii casei numărul 31 din strada 27 August, comuna Bubuieci, municipiu Chișinău, ce aparține unui bărbat în etate în vârstă de 73 de ani. După lichidarea consecințelor incendiului, în interiorul casei a fost depistat cadavrul proprietarului. Fiind verificate mai multe versiuni, am constatat că proprietarul casei incendiate a fost omorât, iar pentru a ascunde și a nimici probele, suspecții au decis să incendieze casa. În rezultatul măsurilor operative investigative, cât și a acțiunilor de urmărire penală întreprinse, au fost identificați doi tineri, unul în vârstă de 18 ani, anterior judecat pentru comiterea mai multor infracțiuni, se află la evidență la medicul psihiatru, al doilea minor în vârstă de 15 ani, locatari ai comunei Bubuieci. Un prieten de Nicuș zăscrivea pe la mine. Am dus până dânsul. El a spus că eu și-a stăt și-a zis că m-am dus într-un așa în zis grame, am stat cu dânsul, am mai șuzut, am mai cumat cu țigarul și zis că așa să mă ce m-am ghet. Adem, m-am dus. Și l-am pus mâna pe țăt, am intrat în cameră și l-am acet. Cum ați pătruns în casă? Bocanit la ușă, deschis ușa, moșneam. Și am intrat. El ce v-a întrebat? A întrebat pe dânsul, cui e el, de cui e el. Mie m-a întrebat cui sunt. Și am scos moșneagul un ușor de gen, am băut. Și pe urmă, moșneagul m-a întrebat, dar și cauți în casă. Deci când dacă nu-i vorbești mult, ai să vezi ce-i spățești. Și la țăt și o înjunghie în inimă. Ați furat ceva din casă? Castrulul la vouă și l-a dat la metalon. La ce a dat foc? La perdeli, la tăt și a fost în casă, dar foc. Ambii bănuiți au fost reținuți pentru comiterea omorului intenționat. Ei riscă pedeapsă cu închisoare pe un termen de la 12 până la 20 ani, ori cu detențiune pe viață.